Bine ați venit la Zidul Plângerii TV. Numai cunoscând anumite contexte și fundaluri, suntem în măsură să clasificăm și să înțelegem evenimentele politice. Astfel dorim să aruncăm astăzi din nou o privire asupra cauzelor geopolitice ale crizei din Ucraina. Anterior am relatat despre o scrisoare intelectualilor germani care văd în consolidarea economică și statală a Rusiei adevăratul motiv al agresiunilor occidentale. Jurnalistul Finian Cunningham se ocupă de rolul important pe care îl joacă USA în actuala criză. America, după cum susține autorul, intenționează să arunce Europa într-un război cu Rusia pentru a-și păstra supremația globală. Pentru aceasta, el numește două motive. În primul rând, relațiile puternice dintre Europa și Rusia amenință rolul politic al Americii în NATO și, din punct de vedere al SUA, este în joc influența politică proprie. În al doilea rând, comerțul intens cu energie dintre Europa și Rusia amenință poziția dolarului ca monedă de bază. Deja astăzi, Rusia este furnizorul principal de energie pentru Europa și este inevitabil ca pe viitor livrările de gaz și țiței să fie achitate în ruble și euro. Acest lucru ar însemna sfârșitul supremanției financiare a Statelor Unite și un dezastru pentru economia lor extrem de îndatorată. Și jurnalistul Christoph Lehmann, redactorul site-ului de știri NSMBC International, se exprimă în aceeași direcție. El relatează despre o discuție purtată cu un fost amiral NATO de rang înalt. Acesta afirma că, la începutul anilor 80, colegi din Pentagon i-au relatat că SUA și Marea Britanie vor crea un război european în caz că Europa și Rusia vor dezvolta cândva relații prea strânse. Chiar dacă afirmația a fost făcută cu aproape 30 de ani în urmă, spune Lehmann în continuare, se presupune că Washingtonul se ține strâns de ea. De la sfârșitul războiului rece încoace, Germania și Cehia, de exemplu, au dezvoltat relații strânse de comerț cu Rusia. În 2013, Germania a exportat în Rusia mărfuri în valoare de 36,1 miliarde euro și a importat din Rusia mărfuri în valoare de 40,14 miliarde euro. Multe state europene depun eforturi pentru relații comerciale și mai strânse cu Rusia. Toate acestea amenință axa America-Europa, care este dominată de SUA. Un parteneriat europeano-rus ar izola în 25 de ani SUA pe plan politic, cultural și economic și ar avea ca urmare colapsul dolarului. În concluzie, un scenariu fără îndoială amenințător din perspectiva SUA. Pe acest fond, deci, a creat Washingtonul actuala criză din Ucraina, precum dovedește jurnalistul Cunningham și mulți alții. Prin urmare, SUA a jucat un rol cheie în schimbarea regimului din Ucraina, cum am arătat și anterior. Motivele numite mai în sus au pentru America o asemenea greutate, sublinează autorul, încât Washingtonul este dispus să sacrifice milioane de vieți omenești într-un război între Europa și Rusia. În cazul unui război cu Rusia, nu cei care trag sforile în politică, economie și mass media sunt cei care plătesc cu viața, deoarece ei știu în timp util să se pună în siguranță. Cine suferă cu adevărat este populația Europei, bărbați, femei și copii. Vă rugăm, ajutați-ne să aducem aceste informații la cunoștința cât mai multor persoane. Contribuiți la trezirea cetățenilor Europei, motivați-i să spună: stop, până aici și nu mai departe. Dragi telespectatori, mulțumesc pentru atenția acordată și gândiți-vă că voi puteți fi următoarele victime. Rămâneți aproape la următorul comentariu de la Zidul Plângerii TV.